Mă numesc Dumitru Untilă, sunt președintele organizației teritoriale Cimișlia partidului nostru, condus de Renato Usatu. Fiecare dintre voi sunteți martori ceea ce se întâmplă la nivel de țară a partidului nostru. Am auzit de la colegii mei din alte raioane unde Partidul Democrat, condus de Plahotniuc, se fac rupere prin cineva, prin dosare penale, amenințări și la altcineva să-i propună diferite, chiar și bani, ca să-i propună, ca să părăsească partidul nostru de a trece la ei în partid. Alții, însăși, am auzit și alte informații, cei ce ține că Partidul Democrat, condus de Plahotniuc, spune că dacă nu treceți la noi, hai treceți la Partidul Socialist. Îmi părea tot o glumă. Însăși, de jumate de an, este o persoană în raionul Cimișlia care s-a apropiat de mine și tot continua ca să discute, este Oleg Teterea, care a încercat ca să trec, să părăsesc partidul nostru, condus de Renato Usatăi, să trec la Partidul Socialist. Tot cu mare insistență. Unii am spus că eu nu sunt un trădător, la mine în frunte nu scrie trădător. Eu vreau ca să mă uit la cetățeni, cei care sunt alături de noi. Și mă uit la ei fără ca să roșesc. Toți cunosc că n-am fost membru la niciun partid, n-am fost nici într-un partid sau altul. Acum sunt nou în politică. Și când văd lucrurile acestea, care de la partenerii noștri, care noi am susținut la alegerile prezidențiale, am dat susținerea noastră și când la urmă spunea că să fim susținuți, sprijiniți și vom fi parteneri, însăși cu părere de rău, vedem acum alt fel de situații, unii raculează, unii încearcă ca să distrugă partidul nostru condus de Renato Usatăi. Iarăși vă spun că insistent, domnul Oleg, insista totuși ca să fie discuții, tratative, fiindcă partidul Renato Usatăi n-are viitor. Renato Usatăi a fugit din Republica Moldova și n-a să mai întoarcă niciodată. A fost diferite învinuiri că a luat bani de la Plahotniuc. Au fost diferite discuții, unde la tot insistența lui Oleg Teterea a fost adus deputatul din Parlament, Vlad Bătrâncea, din Partidul Socialist, unde este și secretarul partidului, executivul partidului, o persoană cheie a partidului. Nici nu venea a crede, îmi credea toată o glumă sau tot o joacă de aceasta, dar când atunci când a venit și când a văzut o discuție, a dus cu mine personal ca să lăs partidul nostru condus de Renato Usată și să vin la Partidul Socialist, ca și cum are viitor. Dar, dragi colegi, nu lăsați mâine jos. Noi suntem un partid puternic, un partid tânăr, ambițios, care vom merge până la victorie. Cu liderul nostru, Renato Usată, vom merge până la capăt. Puterea este în adevăr. Ne spun, tu vrei să mai șezi aici ori? La nimeni. Блин, что? Тут дискус, но может, я же... Ну, да ты... О, задарю лякой дискуссия, аж... Да ты ничего дат, ну, не конкрет, ты... Фок не распонс. Фок не распонс, аж... Ну, не конкрет, все. Конкрет, а ты че ланой, конкрет, сауна? Din start deodată spun că nu tipul nici președinte, nici secretar, ca să cei să facă bucă mai mare și pentru tine și pentru mine. Și ce anume propui de la? Nu, te spun la salariu. Te pun la salariu, dar să lucrez ca secretar. De năceală. Dar e pe documente. Ce salariu? Dar cât te-aș aranja? Inclusiv și benzină, și cu sate, și cu tot. Ну, я вот сейчас пропую, я даже, да, как ты мне тебе надо, ты пропус, а я сам спросил, видно конкретно, спони конкретно. И что с жмать? Инклюзив, и патру курат, ламына, до петру бензина, шин суть пункту телефон. То ай машину, ну? А сама, может, грамма. Патру на мына, două benzină. Și 500. Haideți să mâncăm de-o borș sus. Haideam. Și a să-i zicem mai stea. Și gata, da?
și gata. Cam puțin. Cam puțin? Da. Dar cam cât? Mai puțin. De unde și te-am întrebat? Te-am întrebat că s-am de neadăugă. Că benzină 2000, asta depinde. Dacă stai numai așa pe loc, asta e una. Dacă... Nu, dar este lucru. Nu, dar se întâmplă că o lună stai pe loc, dar o lună te mai duci prin sate. De asta și zic. Sunt chestii. Noi acum nu vorbim că noi trebuie colectați semnături. Noi nu vorbim că trebuie dus la Chișinău, când trebuie de făcut meeting-uri. Tu nu știi, sunt chestii care... Dar evident, te depinde lucru. Dacă îți magă lucru greu, rău, apoi dăm un clar că nici nu vrei să dai. Deși noi am ridicat un milion, ai adicat că nu e cu variante, da? E... Bun, dar cum spune ăștia, mă iau că eu ies că mă dau de la Renat și vin la Dodon. Asta și întrebarea, nu trebuie și tehnici, nu? Tu trebuie să ieși la dânsul și tipa neutru pe documente. A, adică independent. Pe perioadă, dar noi le facem lucrul nostru. Ești ca independent, dar cu timpul ești la noi. Noi nici nouă nu trebuie deodată să trăiești la noi și nici ție nu trebuie. Aha. Ca să înceapă gălăgini. Nu, cum? Clar că se înceapă. Să ne sfădească între dânsi, știi cum? Nu, dar pe noi lucrurile astea trebuie să le facem... Bun, dar cu dânsul măcar ai vorghet cu dânsi. Ei știu, nu știu și intenția asta ta. Da, și intenția mea. Intenția mea e bună. Pe mine nu interesează, dar nu știu, cine, ce fac, cum fac. Important și lucru făcut. Adică acceptă trecerea asta, pentru că știi cum... Cum, ți-am spus că tare nu acceptă, în sens că n-a primuiu, haide să tu fugi de acolo și vii la noi. Nu e normal. Dacă nu acceptă, spun așa, cinstit nu acceptă, dar dacă băiatul ăsta se apucă de treabă și face treabă, păi nu știu, el trebuie vâjă, dacă lui, fiecare caută în imedine. Nu, dar stai o leacă, știi cum, vezi că aici vii tu concret cu propunere și amul spunește, știi că eu fug, știi? Nu, noi trebuie să le... Eu n-am venit niciodată că să vin și să-ți coleg, iată, eu vreau să trec la voi. Noi trebuie să le analizăm. Eu le formez, le duc, le așez, le analizăm cu ce ne trebuie, vedem cum e bine, cum e rău. Dar dacă nu e acceptul, știi, și aici, nu e acceptul, mă duc, vede, el vine, nu știu, apoi de ce vorbim. Noi acum să formulăm poziția ta. Poziția ta e de acceptul, dacă dai, să ieși de la dânsă și să rămâi neutru. Știi, neutru, dar... Ca să pot eu să mă gândesc la unele lucruri, trebuie și unele lucruri concrete, știi? Ca de vorghit eu joc ftumane, tot nu e prea. Așa. Adică trebuie și concrete, că uite, asta, 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 asta. Și acolo de-am o poți unde e. Dar așa vrei să vii la noi. Dar vrei și hai așa. Nu, dar noi trebuie să... Știi, noi zi la zi, noi întotdeauna când câte ori ne întâlnim, mai poate te auzi. Dar niciodată nu a fost concret, nici din partea ta, nici din partea mea. Nu, din partea mea, că eu ți-am spus, vii... Tu ne-ai zis concret, știi. Tu odată ne-ai spus și la mine, în frunte, e scris, nu știu ce. Îți spuneai dacă nu ți-ai scris, stai, dar și... Eu înțeleg dacă aș avea, poate, salariu, dar fata asta ți-ai de la salariu? Eu cu fata, da, mă lămuresc eu. Salariul la tine? Este iubita mea. A, asta e soție? Nu. Tot normal, eu cu dânsa mă lămuresc. Nu, asta nu. Asta e altceva. Dar eu nu știu, adică, știi cum, potențialul tu l-ai văzut, tu știi potențialul. Ce e și este. Adică faci comparații dintre ăștia tăi și dintre... Mai este un factor. Tu, cum e, acum nu prea ți-ai dat interesul la lucruri, de atât că... n-ai practic pentru ce? Hai să vorbim. Scoți din buzunar, îți dai, este nu-i treabă. Și încă, dacă și-ai aranjat undeva la lucruri de cine trebuie, și stai acolo și prinești salariul că te-a aranjat omul,
tău, adică eu vorbesc acum, și primești o sumă bună, mai asignești. Dar când șez așa în amelie, păi, dar eu vreau să spun ferm că nu se întoarce. Nu de asta că vreau să te convin. Dar nu se vede, dar mă lădăm și mai departe. Așa, să mai lucrez într-o parte de alta, fiindcă spune întrebarea că dacă nu s-a luat căpusă, s-o să luăm și încolo. Asta de, mă și mor de râs de amul dacă așa. Nu, dar asta niciodată n-ați dovedează. Că eu îi zic omul cel mărunțel. Omul cel mărunțel chestii de ce nu-i vorbește. E în vedere că putem să s-o înțeleg, da? E exclusiv, nu. Plin, de-aia vedem. Vezi și ei stăia în... Eu ți-am spus, ne-ntrebu să strâng pachetul, spun că e gata așa. El e gata, cum aș face? Eu de spun așa cum este. Eu ieri am discutat luni, ieri a fost luni. Da. Eu am discutat la nivel de sus acolo, am discutat că, că eu vreau să le exclud pe Grișa din partid. Dar îți spun numai ție. Eu mă consider că undeva e o leacă și chestii de partid, eu mă consider că noi o leacă ne cunoaștem, noi nu suntem balabol și asemblăm, eu nu vorbesc în balabol că eu zis președintele atât balabol, vreau să nu-mi place nici chestia asta că vorbesc. Și eu am discutat întrebarea asta, referitor tine, că eu nu ne cer voie, de unde am spus că eu le exclud pe Grișa din partid, dar nimic nu știe, numai tu primești. Și s-a pus întrebarea, dar cine îl locuiește? Și a spus, n-am cine, dă-ți de om. Zic, omul nu-i, căutați-l și voi, că eu, voi, poate mai... Deci, nu, tu de la când... Nu, deci, cine, tu mai din ei știi acolo. Schiesc, iese de la... cum s-a zis. Deci, nu, trebuie de echipzuit aici, alea, că de văzut cum, deci noi nu trebuie să intrăm în conflict cu el. Și tot. Tu crezi că mă nu strângi informația ca să afle pentru tine și vrem să facem noi mai departe cu partidul și astea. De atât eu să deschid cărțile, dar nici nu mă spare, eu îți spun să ia așa, prietenește. Care mare informație așa. Dar e chestie de politică, tu știi, chestie de politică, ele pot și așa și așa. Păi ți-am zis, vină cu concret. De atât trebuie, ca după aceea să te întăresc mai târziu, trebuie păcătate. N-ați și păcătate și pe ce facem cu dânsul, dacă nu lucrează. Din tărit am ieșit să însă luăm. Nu mai târziu de... Dima, ați și lucruri făcut cum trebuie. Aha. Și mai multe. Eu aici n-am să mă balotez. Tu doar știi. A, și într-un fel pot să merg eu să mă balotez ca deputat. Dar lucrurile astea trebuie prins să mă ia. Că dacă le scăți mai târziu, tu ești înscris aici. Posibil și cu cerințele, ce e înscriere. Ești înscris aici, ești aici. Mai străiești ca deputat, vin primarie. Dar pentru asta te înțelegi cu stăt. Asta că dacă se face lucruri și poate mai trebuie acolo niște mingi de volibol, niște șahmate, niște ceva. Apoi eu știu că interesat, da, acolo se lucrează și te faci. Dar dacă își dăm aici și numai fiecare îți caută să faci interesul, eu de nici nu vreau să dau nici pentru revoluție. Știi când merge mecanismul, se lucrează în comun, tu și știi, tu putem să mă sădesc la fiecare dată. Discuții pe lună, cât și bugetul, și buget merge. Merge, de exemplu, bugetul pe lună, îl răspredelești, faci planul, faci proiect. Nu e buget pe lună deloc, nici nu ați știe. Este cerință. Iagat, noi avem la școala X, acolo, avem un pensionar, avem o familie care trăiește greu. Niște chestii astea. Noi, pe raioane, nu împărțăm bani. Este o familie care trăiește greu. Ne-a dus cu scșoare, ne-a dus cu camerele. Ai luat-o, ai vorbit acolo. Lumea te vede, să-mi pornești lucrul. Dar îți trebuie o leacă de repaus, dacă ești de aici, o leacă de repaus că să dier la noi. Dar timpul ăsta trebuie să lucrez. Dar timpul ăsta și e plătit. Eu ți-am zis. Chipurile, ca independent, tu dacă ai lucrat pentru socialiști, nimeni n-ar spune nică în... Eu ți-am zis, e una și aici ține puțin și când aș fi concret, adică când aș putem vorbi la concret. Uite așa. Noi azi nu putem lua decizia. Vezi că noi dăm o... Eu zic, este... adică când se discută, că nu de vorbit așa, știi? Vezi că eu am zis că am să vorbesc cu tine. Uh-huh. Dar mă întâlnesc cu alta și spun că, băi, băietul, aș accepta. Este întrebare, partea financiară pentru salariu, unu. Doi, cum să dezvoltăm mecanismul. Tu
tu m-ai văzut și pe mine, că eu nu sunt persoana care m-am avântat întotdeauna după bani și să mă arunc ca să fac ceva. Nu, și tu nu ieși că șezi în umbră, că nu ți-e rușine să pui ziarul ce la mână, ori să vorbești cu lumea. Foarte corect. Aici trebuie o leacă și de naglă, să leacă de astea și tu lucrurile de aia. Nu din naglă, că și naglă, dar de a vorbi cu Isian, chiar dacă poate câteodată cineva ce vede, și întrebare ridicate la clovă așa dintre. Păi, e bună, e rău, dar ridicat-o. Lasă-l și lumea îl vede acolo, îl vede acolo. Nu, dar pentru asta lucrat să lucrează și ei și ai văzut și poziția și o vezi și ei și fac eu, adică nu șed undeva în umbră. Dar eu și ei îți spun de concret, că acolo șed trei tombiroane, da? De exemplu, ea câtă, 1, 2, 3. E ca asta, la concret, știi, când vezi toate lucrurile în față, aranjate la concret. Și atunci poți să dai și un răspuns și atunci poți să te gândești la ceva. Dar ca așa, știi cum, îți spun, știi. Deci des să rămânem așa pe poziția, pe primul, că noi des să mergem pe scări. Prima etapă, adică eu discut sus și spun că băiatul aș accepta. Nu, cum accepta? Trebuie să vedem concretică. Și cum critică trebuie. Salariul și cum trebuie, nu le trebuie. La concret, știi, eu nu vreau la concret să văd, că de exemplu, știi cum, chiar și când semnezi un document, vrei să-l vezi. Fix așa, adică când așa vă propune. Alo, da. Da, da, da. Numărul Serioja. Da, mulțumim. Da, da, mulțumim. Tu spune și ce mai și e lucrurile concrete, eu cerințele nu pot să le zic. Și dat trecut și când concret, am vorbit noi și aici. Concret, Dima. De salariu să ai. Secretarea să ai salariu. Soția ta lucrează. La mine soția ta e normal. Nu duci lipsă, ea lucrează. A, are. Nu, că eu dacă trebuie, o lucrăm și cu... Nu, cu asta, cu Liuda. Nu, ea are. Da, asta ta e smâșlionă? Stai bravo. Știi calculatorul perfect? Știi, dar și eu nu, știi cum, să iau omul, să vie și să lucreze. Plen, nu, uite concret, tu propui, uite și personalul. Eu spun, mașină nu îți dau. Îți dau salariu. La salariu putem discuta. E pe văpul. Hai noi să nu discutăm mâine, că nu e discutat salariul, dar sunt alți factori care nu e putea decide acum. Unul, ți l-am spus, este. Doi, trebuiește lucru pe T3-1. Deschis toate satele, nu cu primăriile, cu casa Ihunea, prin sate de avut. Nu, satele la mine sunt sate care s-au lucrat și se lucrează și unii sunt oameni. Adică asta tu cât ai luat la primar? Parlamentare. Ei, de la parlamentar parcă pe noi ne-au exclus. Asta e, voi cu... Parlamentar ne-au exclus. La primărie, dar la primărie, la locale cât ai luat? Câte procente ai luat pe nu știu, la 6%. La 6? Dacă nu mai mult. Acolo trebuie de uitat pe ce e asta. Nu, eu n-am luat rău la primară. Fiind dișa și cu sursele, tu știi că sursele nu au fost. Și cum s-o lucrat? Dar tine pe oraș, cum, tineretă este? Cum e orașul? Dă-i ca uite, deschide la mine, pe Adna Clasnic, uite pe Facebook, adică toate activitățile mele, și până la politică, și am un politic. Adică tu vrei că ți arăt amuși toate videourile tăți. Că uite, noi putem multe să le vorbim, dar uite... Tu ai văzut numai potențialul și aici ne-am văzut noi și am discutat. Așa și nu cu meu. Dacă eu îți propun să dau în bară, apoi pizdu nu e meu. Îți spun eu. Asta e ca așa. Tu știi că... Și tu cine ai dus? Eu parcă mă știu cu tine și nu te văd de Deisa care și Scolski și nu de celălalt care, cum ai zis, că Mazur și ei. Crezi pe dânsul l-am studiat și pe dânsul. Uh-huh. Deputăți de studiat, de unde spune, eu oameni buni. Nu-mi blați bălea cu aia, nu-mi trebuie omul ce-i diplom, o ieșit, chiar dacă și are un mic business. O ieșit din casă, s-a dus la bureau, a făcut lucru, s-a dus la business, a făcut acela, s-a dus la lucru, s-a dus în reon, s-a dus, el e pe loc. Noi nu trebuie să căutăm de altă parte. Noi îl mă duci la cine la comod, la cagul, la comrat, asta cu cunia tot. Nu îți faci lucru. Omul s-o trezește, s-o pus chepca în cap, s-o la birou. El știe că la birou se începe lucru. Și apoi se duce și cată business-ul. Ori invers, el are timp. Dar așa, eu trebuie să merg 2 ore încolo, 2 ore înapoi, 4 ore. Tu te într-un sat, tu dai de 8 ore de lucru, 4 ore le lipsit. Dar ies 4 ore, se lucrează. Și движение în oraș, una alta, tu ai copii, tu ai și el. Aici e tot studiat, vorbești cu copii, și el grești cu tatăl, cum asta, o să începe. Și apoi, nu, sunt multe lucruri, ce să lămuresc? Nu, așa-ți arăt, adică că tu să înțelegi, știi cum, și impresii ți-ai făcut una. Dar tu cerințul te ridicare, să de pildă, aș merge-te. Și cerințul tu ai? Tu le ai pe tele. Tu, eu încă nu pot să zic ție că mă merg, știi, concret. Vezi, nu iar. Nu, dar cum pot eu să merg? Eu ți-am zis ceva concret, că
Iaca. Și ne trebuie. Și deamul vedem spus, dacă noi ne decidem să lucrează, te înaintezi ca la parlamentare. Dacă îi avem lucru, avem acoperire bună și tăte ciotcu, lumea te știe, te înaintează. Ca lumea să te vadă, nu eu trebuie să te văd. Te vede lumea, te vede reionul, te înainte. Des le vorbim deschis, nu zici, păi gata, tu treci, gata, ești la noi, te-am înaintat, ai sens. Nu te vede lumea cum să te înainte. Și e de acord. Dar pentru asta și să faci așa. Trebuie să lucrezi, să te vadă lumea, să știe. Doar tu tot... când în echipă ți iei de la cineva să trimiți la campionat, apoi nu trimiți până care nu ridică ștanga. Tot îl iei pe cel care... Aici nici nu se discută. Și imagine ne-am făcut eu și la nivel de oraș, la nivel de raion și chiar și prin Consiliu. Dar adică... tu, la tine e altă problemă. Problema e că tu, la tine s-o slădit găsile că nu e... Nu că nu e inițiativă, dar nu e padierică. Tu, psihologic, te-ai stopat. Te-ai stopat că nu vezi viitor. Regat. Hai să vorbim lucrurile cum sunt. Tu ai rezervă de energie, dar nu poți folosi că nu vezi interesul. Nu vezi. Ca și cum activitatea, mă știu. Activitatea e destul de grea și ține de partidele, adică noi n-am putut ca să ieșim într-o comun, asta e una. E foarte greu cu primarul. Nu poți cu primarul, da? Da, primarul el la noi e foarte dificil. Am avut problema cu notificarea, cu apa, cu tarifele. Și am început lupta, am început împreună, dar o duc eu singur. Și ține de momentul ăsta. Primarie este, ce spun, primarie este dură, nu e față. Da. Că eu nu primarie. Că e primarie majoritatea. Majoritatea este format între PPM, anuleancă, socialiști și comuniști. În stat. Григорий Супанат, ну, да я же не интересно, как стоит Григорий. На Штецком отбег Григорий Дома Фаркин подъехал. Я не знаю, Степан, а Урма, Пенна, ну, я там вспомнил, например, как один Григорий Дома Фаркин подъехал, все еще фаши, я умудрю президента подъехал, либо спачи молодые, чем еще нашли. Человек, мы дам Олег Бегенин, комс консультантами экипа. Что вспомнил, дискис, тут у меня там пена, линия плачу, дай пена, se sezal și și cum, cine sunt pe cerctorii de pe loc. Și vrem să vă propunem o conlucrare. Nu vă întâmplătorii de acum, deci ești de acum, deci dumneavoastră mașini suntem noi, noi cunoaștem cine sunteți dumneavoastră, cunoaștem că aveți echipă de tineret, cunoaștem că promovați deci, box, sport, cunoaștem că aveți ambiții în perspectivă să luați primărie, și știm că avem viziuni comune. Deci, cu vârstă în Consiliul este orașenesc, pe noi nu ne interesează, el a făcut din capul lui și acum pe dânsul îl dăm într-o parte. Și vă spun deschis, să avem nevoie de băieți de treabă. Cred că cunoaște ce reprezintă partidul nostru, Partidul Socialiștilor. Avem perspectivă, creștem și cu certitudine noi suntem acei care vom veni la guvernare. Și să avem niște băieți sănătoși în Cimeșlie, e interesul nostru. În ce formă trebuie să ne gândim împreună și cu domnul Oleg, dar în cazul în care, deci, când vin o lucrare, crezi că o să fie cu mult mai șoate lucrare. Vă punem și un număr, o să simțiți și ajutor și nu numai în sport, dar cred că, în primul rând, în ceea ce semne de activitate aici în oraș, dacă să vă antrenăm în activități așa mai politice, să creșteți. Și în perspectivă, de ce nu să vă punem la primar? Eu cred că cu poziția care noi avem astăzi, având în raion 35% de rating, suntem în creștere după alegerile președintelui, eu cred că o să fie un start bun și pentru alegerile primarului de Sibiu. Dar pentru asta trebuie să muncim. Să construim echipă, să mergem înainte, fără careva variante ascunse. Mai ales că noi avem nevoie acum și de secretar executiv și în perspectivă ne gândim că domnul Oleg din partea noastră e responsabil, aici are toată încredere, dar domnului nu are ambiții mari politici, el și așa are și de vădun președinte, în ce sunt de, mă rog, momente de lui, asta se hotărăște și noi.
Dar în perspectivă, de ce nu, vă spun deschis că să nu pierdem timp, dacă o să arătați rezultat, credeți că ești la știință organizație de partid? Până aici suntem, eu nu știu ce cunoașteți personal dumneavoastră de mine. Eu am venit în Cimișlie de 11 ani, ca 12 ani, de când activez. Am avut chiar un principiu că să nu mă avăr în politică. Și aici ține de politică, n-am vrut să fiu, să mă încadrez, după ce s-a format o echipă destul de bună. Și noi ne-am expus ca voluntariat, ne-am expus ca persoană, ca echipă. Atunci a fost o propunere, deși nu să particip ca consilier. Am făcut cunoștință cu Renat, deja și am intrat în jocul ăsta politic. Am intrat în partid, adică au fost niște principii bazate pe tineri și echipă nouă. N-am vrut cu echipe murdare care să mă pătez. Și aici ține de echipă, s-a format echipă. Noi am lucrat destul de bine. Când e Partidul Socialiști, el nici nu s-a auzit în orașul Cimișlie. Adică pe noi ne-au scos din parlamentare. Noi am avut o echipă destul de bună și oamenii au fost foarte mulți. Și aici ține când ne-au scos pe noi de la parlamentare, mă cunoașteți foarte bine că senatorii noștri s-au dus la voi. Și ține, adică eu ca personalitate, sunt persoana care ne-am pus în scop și opțen, indiferent ce ați spui din dreapta, din stânga sau din alte părți, adică eu merg mai departe. Și puteți ca să vedeți dumneavoastră chiar și pe YouTube participarea mea cu dezbaterea chiar și cu primarul, eu cred că numai numele și familia au scris și găsiți acolo fiecare tăcie și activitatea mea care a fost în partid. Nu ne nabivaie sibețenul, cu alte cuvinte. Domnul Leg, el a discutat cu mine referitor de momentele astea, de conlucrare și de chiar ca să fac parte din echipa noastră. Eu deodată i-am spus categoric și scrie la mine în fund, adică pe un moment și au menționat. Da, și momentele care au mai fost și s-au discutat. I-am spus, adică și când ați fi ceva concret, adică putem discuta la lucruri. Nu ajungem la monitor comun, nu trebuie niciun răspuns, nici da, nici nu. Adică e o discuție și revenim la această discuție, trebuie să vă gândiți, trebuie să mai întrebați băieții și opinia și ei, dacă aveți echipă, eu știu cum trebuie să mă întrebe și opinia membrilor de echipii, că noi suntem interesați în dumneavoastră atunci când sunteți un om cu echipă. Oamenii de ăștia adinoci care zboară dintr-un partid în altul, asta, nu ne interesează. Asta așa am spus, că eu nu vreau să fiu o curvă care... Și vă dați seama că dacă am venit, credeți-mă că sunt și poști comuniști și sunt diferiți care vor să conlucrează cu noi. De noi suntem foarte atenți. Că nu vrem să luăm niște conjuncturești care au fost deja în diferite părți, în diferite echipe, în diferite partide, cu diferite interese și cu istoria pătată. Mai bine să luăm niște băiestile și cum crește partidul, așa să crească și băieții alături de noi. Vă gândiți, dar eu vă spun că Partidul Socialiștilor are viitor. Și nu vă punem în diferite situații, susținem și lupta cu primarul, inclusiv și informațional și tot ce putem noi, având, de ce nu, și deputații atunci când trebuie să intervină și organe, și procuratura atunci când primarul comite ilegalități. Dar știu, da, vedeți, așa am discutat. Dar știu că primarul în Cimișlie deja. Și adică să lucrăm ca echipă. Eu nu chem în comunul tehnic, dacă noi nu astăzi, dar dacă ajungem la numitorul comun, ca să știți un lucru. Eu nu vă pun condiții și noroc ca să ieșiți la conferință de presă, să bateți în partidul nostru, în Renatul. Noi nu avem nevoie și nu îl atingem pe domnul Renat Usat. Domnului are a lui politică și strategie, noi avem a noastră. Nu vă propunem ceva, hai să ieșiți și să spuneți că socialiști sunt buni, dar Renat e rău. Dacă și o facem, o facem frumos, o facem liniștit, calm și foarte concret. Ne așezăm, vedem ce facem următorii 2 ani de zile și activități aveți, și propunem noi suplimentar, dar sarcina noastră este să avem o echipă bună în Cimișlie, în raion. Cam asta. Eu cam înțeleg, dar iarăși, adică nu sunt momente concrete și pot eu să dau un răspuns oricare. Și ține de... Eu nu vreau ca să strâng imaginea mea de persoană la vârsta care o am, ca să mi-o strâng ca...
ca imagine de curvă sau de vânzător, de predator? Păi, important este să nu trădezi principiile și luptă. Păi, ceea ce e, și noi și doar nu spunem că hai, oprim luptă cu primarul și gata. Noi nu cerem nimic colosal, dar hai să batem în coaș sau să batem în col. Adică mergem încerc și construim echipă împreună, fără a avea careva momente murdare. Nu vă chemăm să votați în Consiliul Brășinesc Cineșlie, să votați probleme funciare sau careva interes. În momentul în care o să vedeți că noi undeva dăm într-o parte și undeva pășăm pe o cale greșită, atunci e minimă întrebare. Dar încă o dată, suntem oameni foarte reali și concreți. Nu avem interese ascunse. Și nu cred că Partidul Socialiștilor, care acum este un partid cu rating bun, poate cumva să păteze imaginea lui Dumitru sau a colegilor lui Dumitru sau partidului. Nu, autopartie este trecerea dintr-una în alta, adică oricum trebuie să fie unii argumente care trebuie să le aduc la persoane. Uh-huh. Asta e ceva normal. Argumente sunt. Și argumente sunt că echipa trebuie să se dezvolte. Iată, astăzi, aveți o traiectorie foarte clară. Unii mergeți, cum merge și cum vă susține. Nu înțeles, vorbești de echipa lui Caivare. Am înțeles. Nu-ți poate de explicat băieților că este scop. Primărie, echipă, sport, alte scopuri. Și voi nu mergeți în politică națională, nu vă chemăm să faceți declarații împotriva cuiva. Deci, construiți echipa. Echipa unde are perspectivă și dezvoltare. Noi suntem două partide de stângă. Asta nu plecați de la partidul nostru, la liberali sau la democrați. E că asta e trădare. Uh-huh. Suntem la fel cu partidul opoziției. Noi am putea să intrăm cu democrație într-o horă, să facem o majoritate și să trăim bine. Dar noi la așa ceva nu mergem. Noi vrem să construim echipă și să luăm desene stătători, fără alte partide să luăm guvernare. Bun, e o altă întrebare care și aici mă frământ, adică și aici mă gândesc, adică momentul voi îl cunoașteți pe Renat personal și cunoașteți persoana, cum este el, adică principiile care le are. Amu sprânește un tel cu trecut, pe urmă apare probleme. Apar probleme un tel? Da. Eu s-am spus că... Apare probleme. Renat, eu sunt, hai să spunem, președintele partidului pe orașul Cimșli, pe raionul Cimșli. Amu sprânește că e o ruptură, persoana cheie, persoana care a stat pe spatele lui, el a trecut la socialiști, așa cum s-a discutat, da? Și atunci, oricum, se pune probleme. Nu, ok, decizie până la urmă va aparține. Trebuie să spuneți pe cântar ce este și perspectiva care o aveți și puteți să propuneți oamenilor. Iată, dacă sunteți președintele organizației, aveți în spate oameni, mai ales ai tineret. Și duceți responsabilitate pentru tineret. Trebuie ceva să promiteți și ceva să realizați pentru acești oameni care au încredere personală. Eu știu ce înseamnă să fii președinte într-un raion a organizației. În tine personal au oamenii încredere. Da. Și în al doilea rând, eu am încredere în ceea ce face liderul, dacă liderul e cu partidul cu tare sau cu tare. Și de aceea puneți pe cântar ceea ce este astăzi și ceea ce puteți să aveți. Eu de asta iarăși mă repet. Eu am venit, da? De exemplu. Este Renat. El pe urmă publică, pe urmă discuții. Eu nu vă chem Dumitru să faceți declarații. Eu înțeleg. Pe urmă apare probleme. Apare chiar și probleme chiar și dintre Renat cu Dudon. A să apară discuții, a să apară conflicte, poate să apară. Noi poate să apară nu chemăm să faceți declarații și să spuneți că Renat e rău, Dudon e bun. Și de aceea hop, mergem în hop. Nu, bun, dar cum vedeți, dar ce ești? Facem asta foarte civilizat, cam fără publicitate. Adică, la nivel local, ați decis să conlucrați cu Partidul Socialiștilor. Fără a face valuri, fără a face declarații, fără a ataca pe Renat sau pe altcineva. Înseamnă că rămâne acolo unde sunt. Nu. Nu rămâneți acolo unde sunteți. În Consiliu puteți pe noi, nu ne interesează, vă spun din start, nu ne interesează mandatul de consilier local sau de consilier raional. Chiar nu ne interesează. Noi, în situația actuală, nu avem interes față de ceea ce se face în executiv, în consiliul raional sau de ceea ce se face în consiliul orășenesc. Noi nu vrem să luăm majoritate. Noi o să o luăm după 2 ani de zile. După ce la nivel central să schimbăm ceva, deja și aici o să venim la conducere.
De aceea, ca consilier, puteți să rămâneți independent, cum doriți. Pe noi ne interesează construirea echipei de partid. Așa că, cum o să procedați ca consilier, vă privește. Și așa aveți o lucrare sau... Nu, sau... de aceea eu o leagă nu înțeleg. Vreau să întrebarea asta, eu merg ca tot la mine. Trecerea asta, cum sunt delurile transparente ca să nu... Eu vreau fără declarație politică, fără declarație publică. Dar cum eu o face tehnic, asta deja vă gândiți. Până la urmă e decizia dumneavoastră. Cum eu o face? Frumos, o luat rămas bun de la oameni și au spus, oameni buni, mulțumesc pentru ceea ce s-a făcut, eu mai departe lucrez singur. Sau, băieți, hai, eu merg la socialiști, de aceea că... Și cine dorește, nu vă impun, dar puteți să mergeți cu mine. Asta deja vă aparține. Eu nu am drept să vă recomand cum să plecați și ce să spuneți oamenilor. Eu înțeleg că asta e decizia. Eu oamenii mă lămuresc și ce ține dacă de oameni, dacă de zice. Am vrut doamne și ei, da. Cei ce ține de renat, eu nu să vorbesc cu domnul președinte, am să-i spun că eventual ea că renat poate să o atași pe persoană, dar trebuie să înțelegem ce poate să facă de renat. Dacă nu-i declarație, eu la ce să răspund? Cu un om din Cimișlea care nu vede perspectivă și nu vede lucrul real, și cineva a lepădat echipă și a lepădat și bine mersi și trăiește cu viața plină, dar băieții au rămas unul la unul cu probleme. Unii din alte răuni au probleme și cu organe. Și pe dânsă ei nu ia doar. Și băieții ăștia în situația asta, ei în ce trebuie să creadă? Eu așa înțeleg că noi când am protestat și când am avut probleme, noi am fost cu toți împreună. Dodon niciodată nu era într-o parte. Eu, pentru mine, nu să nu înțeleg, nu critic. Dar iarăși, este decizie personală. Dacă simțiți că aici este perspectivă, ok, noi nu ne, Doamne ferește, nu ne stricăm relațiile, viața ne aparține încă timp înainte avem. Dar decizia nu aparține. Să aveți frică sau să retrezi de ceva. Juridic, noi vă ajutăm cu sport, noi și așa ajutăm în sportivi în țara asta. La nivelul orășenesc, aici tot unul, primarul ăsta trebuie dat jos. Adică scopurile la noi concit. Și grupa să vadă, să lucrează pe cea de... Cu primarul, el de grabă, este cazul de făcut un control și își ține de un drum, de o porțiune de drum, de 1,5 milioane. Întâi s-a făcut drumul, apoi s-a dat o parte de bani din primărie, o parte de bani din consiliu și de locuitori. Și pe urmă au făcut achizițiile. Aici sunt machinații directe a primarului, unii spate de făcut un control. Și noi gătim acum materiale și vrem să dăm la cinea. Deja depinde mai departe de Chișinău cum să lucrez. Nu ne-a spus, aici ne apucăm, eu vorbesc cu domnul Surcan, care e responsabil de sud, domnului și știți bine că e unul din cei mai dragi din țară și e fost procuror și e fost ministru de interne și e un om foarte capabil. De ce ne dați materiale și noi pornim procedurile și câteva probleme primarului noi la sigur creăm. Dar în perspectivă, noi ce facem asta? Dumneavoastră, dacă să mergeți, că depinde de conlucrare, bineînțeles că domnul Oleg trebuie să fie recomandare, dar dumneavoastră, dacă să mergeți la primar și cu susținerea noastră, trebuie să mergeți din partea Partidului Socialiștilor. Noi candidații de independență să susținem, nu e niciun sens. A să vină și deputații să vă ajute, o să lucreze și televiziunile care noi le avem, o să lucreze și ziarul, și facem și pliante, adică fiecare candidat de nostru, noi facem centralizat toată atributica și toate materialele, ca să nu fie, așa știți, cum samodeitelnesc, fiecare scrie ce vrea. Și în locale, probabil că ați trecut asta, că la fel ați lucrat și voi, e un singur cont electoral, pentru banii trebuie în partid și respectiv de aceea noi și-am centralizat totul. Susținerea o să fie și eu sigur că cu ratingul Partidului Socialiștilor un candidat din start trece în turul 2. Dar în turul 2... Da, depinde și de persoană. Depinde de voi, deja cum ați lucrat 2 ani de zile, că... Mă rog.
Nu, depinde de persoană foarte mult ca să fii într-un doic. Au fost șanse ca să fii persoană din stânga, hai să spunem așa, dacă era o susținere și era mult mai mult și persoana era, adică să treci într-un doic. Eu cred că șanse am avut dacă eu aveam o susținere și erau persoane alături și nu eram singur, adică erau șanse de a ne merge într-un doic. Nu a fost scopul meu, pentru că în ultima zi când era depus documentele, am depus documentele. N-am luat rău. La patriolog. Da. N-am luat rău și ieșițem de experiența și care o au, de șvalți și legăturile care o au și cu bugetul care o au avut. Reieșim din situația asta. Dar, nu știu, ce ieși spuneți, eu am nevoie real ca să mă gândesc. Okay. Să analizez, că nu pot să dau un răspuns. Nici nu trebuie, asta nu o să fie corect. Da, și... Nimeni poate o să fie nevoie încă o dată întâlnirea. A să fie nevoie. Adică... Vine eu în oraș, nu mai... Dar nu e problemă. Nu, mai ușor. Eu cred că viziunea de personală, ca să se adune colectivul tău, adieții tăi, care ai negativ, să-ți deschizi toate cărțile, care pe care situația și unde vrem să ducem, unde și vrem să ducem. Din echipa noastră au crescut, cred că noi avem o treime în Parlament, e tineret. Avem Consiliul Municipal Chișinău, jumătate de tineri. Și sunt băieți care au muncit din 2011, care au avut probleme, care cu noi au luat cuzeare și au făcut proteste. Noi pe nimeni n-am obișnuit. La noi tineretul crește. De aceea noi și suntem interesați să creștem o echipă de tineret, decât să luăm osorozii care au trecut prin toate partide și spun că știu ce înseamnă activitate de partid. Noi să pregătim tineretul, să învățăm ce înseamnă lucrul organizatorii cu partidii, cum să face o echipă, un partid și așa mai departe. Chiar și ca partid, noi lucrăm după alte criterii, așa cum ele sunt. La noi partid e partid. Și nu așa o adunătură, când trebuie o adunare, să mă plătesc, să nu știu ce, hai să ne strângem și așa mai departe. Noi facem organizația primară, avem practic în fiecare sală. Noi aici în Cimășlie, cumpărire de rău, avem ceea ce avem. Și trebuie îmbunătățit de situație. Dar noi timp de lucru crește. Noi pe nimeni n-am aruncat, n-am lepădat niciodată când cineva avea probleme cu organe și, mă rog, și eu cândva am avut un dosar pentru proteste, și alți băieți, au fost ceea ce au fost, am trecut și noi de ce am trecut. Dar noi ne-am ținut foarte strâns și am fost alături unul de altul și de aceea pe noi e mai greu o leacă să ne... Și ești ține, adică eu și înainte, de, când cerem susținere de la un partid oarecare, spuneam, adică arătați faptele voastre. Noi avem nevoie ca echipă, de exemplu, asta, să putem duce la competiție. Că noi suntem gata ca să vă susținem în campaniile electorale. Asta și aici era înainte. Ei nu mai erau promisiuni goale, foloseau. Și pe urmă, că nu trebuie de dintr-o parte, frumușel. Și de atâta nu eram implicat în politică. Aici am venit, am format eu echipa și am format echipa din persoane, chiar am avut principii, persoane care nu au fost implicați în politică. Este președintele afganejilor, este vicepreședintele Asociației de Afganeji. Sunt sportivi, sunt tineret, adică nu am pus numai accent pe tineret, că nu lucrez numai cu tineret. Chiar azi am avut cu un agent economic, am avut o întâlnire, unde are probleme cu primarul, nu vrea să-i pui autorizații. Are ca terenul proprietate privată, casă de locuit și vrea să-l divizeze, că se facă un spațiu unde se facă să comercializeze. Și primarul până în ziua de azi, nu vrea să-i pui semnătură, ca să-i permite ca să facă să divizeze. Și se întâlnește cu probleme. Și aici ține cu tarifele, și aici ține cu problemele că familiile tinere, nou formate, care se le dă un lot de pământ. Deodată un lot de pământ, pe urmă copul face pe șmecherie și îl dă la unul din primărie, pe ăsta îl dă într-o parte, pe urmă îl pune pe dânsul să semneze, că refuză. Adică sunt niște șmecherii care ele sunt legate și întotdeauna eu m-am bătut pentru asta. Eu n-am bătut pentru bani. Eu am avut perioada, bine a spus și domnul Leg, eu și aici am obținut singur. Eu de la vârsta de 15 ani am rămas singur. Părinții mei au fost nevoiți să plece peste hotare. Eu am rămas în Chișinău, ne-am format caracterul, ne-am format poziții și ne-am format și un nume, care am muncit foarte mult. Și este principiul meu, un nume bun, e mai de preț ca aur.
Adică nici un leu și nici o propunere. Am avut propuneri foarte interesante să plec la Italia, când ne dădea cadou apartament în Milano cu două udei. Uh-huh. Am refuzat, pentru că am avut niște scopuri. Omul care e fără scop, el e ca al suflă vântul cu unul coace. Atunci când ai un scop, știi de ce să refuzi și ai țintă unde să ajungi. Ajungând la momentul de față, da, au fost momente unde am descurajat, am lăsat mâine jos. Da, eu am vrut să mă stă, da, eu am vrut că să închid ochii, am vrut să fug și din țară. Chiar să mă duc din țară, adică ca tineri, țara nouă nu ne oferă absolut nimic. Ca tineri specialiști, la fel. Am avut bieți în roate, eu sunt acela care m-a dus boxul și cheioanul în raionul Cimșlie. Mm-hmm. Și când a ajuns momentul, când mine m-a chidanit, m-a dat într-o parte, ca tânăr specialist și acela care m-a dus, eu folosesc pe niște elevi de mei care eu i-am crescut din clasa 8 până la 12. Că ei se meargă împotriva mea. Mi-am pus bieță în roate, întotdeauna am fost presat, freacul la tine hâncești, nimeni din Cimșlie. Eu personal am copilărit hâncești. Uh-huh. Deja noi am deschis ca filială în Cimșlie și am lucrat ani de zile. Am format un grup de tineri care s-au răspuns la nivel de țară, tineri în acțiune. Uh-huh. Pe urmă nouă ne-au luat, ne-au furat denumirea, ne-au furat-o de pe la Brăceni, dacă nu mă greșesc, la nord. Uh-huh. Și eu am făcut ca asociație puștească, noi am rămas în aer. Și ei și mă zbat acum, iarăși vreau ca să deschid ca o asociație puștească la nivel de țară, uh-huh. Nu numai de Cimșlie. Primul pas care l-am făcut noi cu Fă un copil fericit, încă la televizor nu arăta. Noi am făcut, de la noi s-a pornit cu Fă un copil fericit. Că nu arăta la jurnal, trebuie la publică, dacă nu mă greșesc. Sunt activități care le-am făcut și n-am avut nici o susținere și nici o protecție. Uh-huh. Am apelat chiar când a fost la nivel când eliberat din funcție, adică antrenor, da? Am apelat atunci, era Bujor, că era ministru. Uh-huh. Parcă nu era ceva. Adică, iarăși, e foarte mult fiecare și reu cu iuzul și democrație și pe de meu, atunci să zbateu. Chiar din principiu nu m-am dus la niciunul, nici la altul, pentru că am văzut oamenii care sunt în echipă, sunt oameni cu șmecherii. Oamenii care, luboi ținoi, ei vor să obții prin șmecherii și scalci peste oameni. Asta niciodată nu mi-a plăcut. Ca elevi renumiți Roșca Ștefan, acesta a fost elevul meu, uh-huh. care e fără picioare, uh-huh. de jocurile paralimpice. El acum vrea să părăsească țara, să ducă în Federația Rusă și să lupte pentru Federația Rusă, uh-huh. care e ștangă pe powerlifting. Uh-huh. Dacă nu mă greșesc, mă tine că o scris o scrisoare și la voi, să aibă un... Da, o scris. O scris, am fost la președintele raionului de la Basarabeasca, Mm-hmm. Nu scrie scrisoare, nici nu vă spun până la ziua, am trecut-o mai mult. Și cum crede în modul că sărbea strălua da, acelui? Da, da. Și da. Nu a ajutat pe nimic? Absolut nici, nici nu a răspuns nimic. Și atunci s-a promis ca să dea ca la sportivi, ca să-i dea cât de cât. Atunci era perioada când zic, Ștefan, mai stai, mai rabdolea, că dă-ți bine, poate este totuși viitor în țară. Noi atunci ne gătim de jocurile paraolimpice. Era nevoie de un grif profesional, era nevoie de 2000 de euro, dacă nu mă greșesc. Nu până în ziua de azi, vă spun niciun răspuns. M-am zbătut că cumva de oprit ca să-i dăi un spațiu locativ. Iarăși, nu-i nimic. Eu înțeleg că merge politic, partidul și ala, partidul și ala, dar pur omenește. Și asta și vă spun, atunci pur omenește, când ai nevoie de un ajutor sau când apelezi, indiferent asta ca om, și îți bagă chișorul în tine, cum pot să mai duc tratative sau să mai discut cu o persoană oarecare? Pentru că fix așa pot să mă aștept. Dar nu vă zic deschis, adică că nu e în asta. Și ține, noi trebuie să participăm la jocurile paraolimpice. Dar eu sunt oficial antrenorul lui la Ministerul Sportului, uh-huh. Roșca Ștefan. Anume, în momentul când a făcut trecerea, că el a vrut ca să fie primul antrenor al lui, că eu am fost antrenorul de box, și antrenorul făcea mahinații și cu bani acolo, ia, și Serghei Anatolici, și punea lupte, da, lupte, că el întâi l-a dus la Serghei Anatolici. Pentru la Serghei Anatolici el a trecut la... Și nu a jucat cu nimic și nici acasă? Nu, eu vă spun care fază a fost până la urmă, că documentele, noi am trecut competițiile, da? Trebuie numai pachetul de documente să-l iei... Ștefan Roșca, da? Da, Ștefan Roșca. Documentele ca să-l iei numai federația de powerlifting. Care este Dumitru, am uitat. Dumitru, Proda. 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 Da. Poți la mine ieri
au fost cu mine ieri și mi-au dat la campionatul powerlifting, dar nu-i brodă. Președintele Federației, el Pecerski. Nu, este care pe invalid, pe powerlifting, pe paraolimpici. Da. El a luat documentele, dar el nu le-a dat la Comitetul Internațional Olimpic, nu le-a depus că noi să participăm. Și noi în ultima zi de-am potrebezi răspunsul, noi am aflat că nu s-a dat documentele, de acum era nimic posibil de făcut. Și e că băietul nu a participat la jocurile paraolimpice și nu putea să iei rezultat. El e locul întâi și pe, la nivelul de țară, pe aici sănătoși. Am o strănește, i s-au pus bieță în roate, i-au stricat tot viitorul lui și tot cariera lui. Clar lucru, el greu, chem și cu vaia și vă spun, președintele la Basarabeasca, care el e locuitor în Sadaclia. Deci, așa, noi chiar ne-am dus, ne-am ridicat la dumneavoastră, am așa discutat și la un moment dat, pe noi, da, da, mă pomojăm. Și când m-a tras și servitoare și am văzut că îmi burghești cu președintele, am spus că nu știu autoritate nimic. Eu vă spun, adică, eu m-am gândit că e tânăr, da, mi-a plăcut discuția ca tineri. Dacă în momentul de față... Mă vorbim, ești altceva. Este, cu mijloc de tot. Fitcoul, așa și se dă... Da, dar mai am niciun... Fitcoul, la mine în sezion, că o să mă mergi, poate el a considerat că... Eu n-am venit ca partid. Nu, dar eu puteam să știa asta. Asta știu. Eu nu știu dacă știu. Eu nu i-am zis de partid, i-am zis de sportiv. Nu, eu... Eu pierd să nu-mi zic că ești senzația mai mare, da. Și pur și simplu, e acolo într-adevăr tare mai... Și ai cu recomandarea? Da, dar scrisoarea a fost către domnul președinte Agost. Ai fost și ai discutat tu. Nu, a fost pentru scrisoare, el în singură zis, pentru președintele Raiolului și pentru președintele Partidului Socialist. Eu cred că a fost urmările tale, nu? Domnul Petru, cred că... Dar măcar puteți să dai un răspuns. Din aici, dacă să pot ajuta în cazul lui, îmi spuneți, mă implic, vorbesc cu Afanasin, cu, poate dacă e cazul cu ministru, mă rog, nu e de-a noastră, dar atunci când este vorba de, mă rog, un invalid, un sportiv... Noi am vorbit cu ministrul după asta. Noi am vorbit cu fost aici la timp. Nu pot să promit, dar la noi este un principiu. Noi dacă putem ajuta, noi ajutăm. Dacă nu putem, noi spunem că nu putem. Eu îmi dau foarte bine seama că și dumneavoastră la seama că vin foarte multe adresări. Și dacă ajut pe un sportiv 2, apoi a 3 zi, vin 6-7. Trebuie să rămân un loc, dar tot unul trebuie să radiem un răspuns și noi frumos că până la urmă... Reieșind din situație că el a fost sportivul anului, din 2008, dacă nu mă greșesc, până în 2012, el a fost sportivul anului, Roșca Ștefan. A Republicii Moldova, nu la nivel de sat sau de... Au avut perspectivă locul nou la Jocurile Paralimpice. Acum putem să-l ajutăm cu ceva? Eu aș fi foarte recunoscător dacă ar fi o posibilitate. Cu ce anume? Pe anume cei și work să se oprească în țară. Nu, cu loc de trai e mai complicat. Însă el e locuitor de Sădăclie, da? Da. El acum e dus la competiție, la un campionat în Rusia. El vrea să-și facă documentele ca deja să fie cetățean al Federației Ruse. Și să lupte pentru Rusia deja. Da. Căutăm acolo o casă și eu nu cred că casa în Sădăclie e așa. De asta ține el la Universitatea Medic. Nu, mă trebuie deja de amul când vine el, atunci discutăm și cu unul. Dar eu câți ani are? El are 25 până la 26. Bine, cu open să ne gândim ceva, dar... El e 90. E înregistrat o asociație republicană, deci de tineret nu e problemă. Cum ne cunoaște foarte bine cu doamna care e șefa direcției, care de la partidele asociațiilor știești din Ministerul Justiției, putem ajuta. Eu pot să vă fac legătură cu băieții noștri din centru, care se ocupă cu gardă tânără și care au experiență în atragerea de fonduri, în scriere proiectelor, că sunt multe fonduri și tineretul deseori nu știe unde se poate adua și la fonduri de stat. Poate nu multe de acolo, se poate un 5-10 mii de lei, 10-20. Dar să nu putem să știe. Noi chiar și din acest minister, nu vom, din 3 adresări, primim 2 refuzuri, dar și astăzi, din Ministerul Sportului, dacă ești insistent și te adresezi normal, e greu de refuzat. Cu Afanasiencu vorbesc. Afanasiencu e și funcție de ține acum. El e director agenției antidoping.
Bun, dar totodată el e și la sport și el e responsabil de jocurile paralimpice. Bun, cine la noi pe invalid răspunde de sport? El are o asociație Invasport. Nu, eu știu de Invasport, dar la minister, din cadrul ministerului. În cadrul ministerului, acum nu pot spune. Că era o persoană care mă tinc, care a întărit-o, ei, care era un... ei, de exemplu, acolo și fac, eu vă spun șmecherie care... Contonament, da? Nu persoane, se duc în contonament. Ministerul iachit contonamentul. Amu el au pune pe fiecare ca să chiti contonamentul. Amu persoane dat, eu credit, vând și-au vândut pe acasă și îi merg la contonament. Asta e discriminare. Asta cu părerea de rău e pretutindeni, că e sărăcie și corupție și chiar și așa care lucrează. Dar ce e sărăcie, dar ce e corupție? Nu, dar la Ministerul Sportului și salarii. Eu știam băieții care activau în Ministerul Sportului și erau întuziași și aveau dorință, dar cu 2000-2500 premii de mii, normal, nu și faci treabă și sau începi. Al doilea sau pleci. Băieții au preferat să pleci. Nu poți tu lucra cum specialist. În Ministerul Tineretului și îți vine zilnic, îți vine 10 de organizații, federații, chestii și tu singur ești cu 3.000 de lei și vin și zilnic te bat la cap, de ce Ministerul nu ajută. Că ești și bugetul dat la Minister, acolo nici acum nu poți scăpa sportul. E acolo noi federația de șah, e consumă din 1 milion de lei care e anual, buget cu toate competițiile, tot. Ministerul 100-150 de mii, este 800-850 de mii de lei anual. Sponsori. Și Bolunarul Dudon și undeva mai ajută pe altceva. Dar asta e fel peste tot. Dar ce ține de competiție sportivă normală, deci depinde de buget. Dacă vedem că e ceva real, găsim noi finanțări multe. E problema în asta, că să găsești sponsori. Paul Riften, de exemplu, s-a adresat noi de 2 ani de zile ajutăm, dar e și ei bine de lucrat cu dâns și îi se realiști. Oameni care se vin cu bugetul cu cosmici. Da, cosmicii din 500, 700 de dolari și îți bucuroși dacă îi dai 10.000 de lei. Dacă îi vine acum 60.000 de lei bugetul pentru medalii, cu ce chestii. Vedem, noi și ca suntem concret, suntem alături și dar nu putem face spune că astăzi nu numim. Dar pe asta ar fi mai important. Încercăm cu imunia. Dumneavoastră răspundeți de ce domeniu? Eu răspund de activitatea partidului. Teritorie, lucru cu oameni, istorie cu partidul, dar la nivel de țară. Avem 3 curaturi de zone, pe sub, e responsabil domnul Sultan. Dacă mă greșesc, sunteți deputat, nu? Da. Țurcanu, care e în primărie? Nu. Țurcanu, care la dispatere. Da. Vladimir Lanșe, fost ministru de externe, a fost ambasador în Federația Rusă. Da, dacă nu suntem primi la dispatere. Nu, e un om de treabă. Și eu tot, poate, nu aș fac multe, mai ales în ce ține de relații cu primar. Dar, vedeți, am stat în primărie cu unul doi stat și noi, din mult, doamnă Oleg, intuiam și, mă rog, deja aveam tot, că trebuie să dăm afară mai... Da? Voi să vedeți discuțiile la cadrul ședințelor, vă puneți mâna din cap. Есть медиа ТВ, чем шли я. Никогда не поздно жалеть, никогда бесполезно. Да, да, я, может, и по моей партии, я уже там с позиции, а не шли, и цены, и шпачки имели партии. Ну, я в моей партии, да, да. Это правда, я черпан с вами мандату, как я один единственный ставил его прятал на прочие команды. Где-то за лес не шли. Ну, если сам, так да. Да, сказал бы квалификацию. Bun, eu am înțeles ideea. Noi și ca să vedeți, sunt mai multe formule, important să fie dorința. Dacă batem palmă, deja ne gândim cum să facem așa că să aveți mai puține probleme în alte părți, că nu suntem mai interesați să aveți șupniri, să vă îngânească cineva și să apareți într-un scandal de este. Nu trebuie și tot o persoană integră și o persoană cu reputație bună. Și de ce nu suntem interesați să facem câteva probleme? Nu suntem interesați că să luați drapelul roșu și să-l potrați pe oraș. Nu trebuie așa ceva, suntem foarte adecvați. Adecvați aici trebuie să vedem cum organizăm activitatea în Chișinău, în Cimeșlie, în oraș. Trebuie să vedem cum organizăm în raion. Trebuie să vedem ce facem cu primărie. Dar noi suntem dispuși să vă oferim și un
sprijin oarecare în limitele care sunt astăzi, că la noi, de exemplu, privete, deci pentru un lider de tineret este cât de cât o simbolică, dar este o remunerare pentru o secretar executivă. Și atunci, dar și să ne dorim. O dăm pe curs acum afară, secretarul are un salariu, adică, nu, mă rog, n-avem salarii, nu știu care, dar și aici, de viață ceva, noi înțelegem, că înțelegem foarte bine că un om produs, că ai de gândire și să trăiască. Cu domnul Lecălăriu, mă rog, atunci când apare necesitatea și domnului, poate intervine cu ceva și noi, deci e important, noi să fim siguri că un lider este tineret, ceva crește, și din rândul tineretului, nu doar dumneavoastră la primar, și venim noi și vă ajutăm să faci campanie electorală, dar de ce nu pot să meargă și băieții în mai multe sate? Îi ajutăm și pe dânsii cu campanie, cu pliante, cu materiale, cu tot ce e necesar pentru susținerea juridică. Și puteți, în principiu, dacă munciți bine, pe sedea de zile, să luați în raionul rău. Inclusiv și la nivelul Consiliului Rănal, chiar și dacă știți primărie, fără susținerea din Consiliul Rănal, din buget, nu prea poți face mult în primărie. După aceea, mai atât, pentru administrația publică locală, pentru oamenii noștri, organizăm concursuri și training la fundraising, cum de lucrat cu diferite fonduri. Sunt primari care nici nu știu, scoatem fonduri ecologic, nu e ceva de scos, poate din fondul rutier ceva de scos, dacă ești existent și știi cum să organizezi activitatea. Așa că este perspectivă și putem crește. Dar în ceea ce este astăzi, poate ați observat, eu nu critic pe Renat, mă rog, e calea lui, e partidul lui, dar vă asigur, aveți și dumneavoastră întrebări, cum mai departe. De nu știu. Eu consider că, în general, nu poate lepăta voastră. Domnul Gata, poate nu ați spuneți de spuneți. Eu spun între noi, dar asta nu trebuie. Eu spun între noi, aici când mi-a spus, dar spuneți și n-am spus. Poate eu credeți, poate nu credeți. Așa, mă rog, Renat e băiat cu carisma, el e abiatin, așa, și, mă rog, și tineret, și, mă rog, nu ești da. Nu ești bugetul, trebuie să-l vedem, că și gata, că nu veniți la noi, la Socialiști, că te împărți și banul, că nu ești mai bine. Asta te știu. O leac în practică ai avut cu Renat, a voi, cu fost alt sistem. Azi, încă întâlnești bine, dar nu ne-am obiectat. La noi lucrurile se repartizează pe luni, pe an, ca să fie programe, dar nu putem spune că poți să știi că ar fi de timpul dat de vie și vrei să faci competiții, te timpul. Eu nu pot spun că o arăt banii așa, de e poate mai mult, dar când cumpărat telefoane, care pe un aspect nu merge și le da telefoane, asta a fost o prostologie. Nu, noi nu ne punem a prost, da. De atât noi trebuie să știm că entuziasă, asta nu s-a întâmplat la noi, trebuie bine și noi mergi de ușurior. E greu, trebuie să te trebuie, sunt și o să fie. Și tu le știi, trebuie și trebuie să gândești, echipa să o convingi și să te mai smintele o dată. Da, haideți să ne mântuim deja. Luăm pauză și deja vedem că... Da. Eu cum mă gândesc cu primarul, legalitatea viceprimarului, cum lucrează. Cum am venit să vă chidunit profesional și... Da, dar mai ușor de-am de discutat acolo. Să contești timp de chidunit. Noi vrem în muleacă să începem, pornim o campanie împotriva lui. Trebuie să o organizăm și ne așezăm în Chișinău cu băieții, cu juriștii. Facem o expertiză la tot ce este și vedem care e carta asta juridică. În ce organe, cum, CNA, Procuratura Generală. Dar sunt variante de destinații cu loturile de pământ, asta o sigur. Nicolae, ce ai propus să strângi materiale? Da, aici și în bani e problemă. Și să le aducă mapa. Cu documente? Deci în proiecte, dacă se vâră în achiziții, îi găsești păcate multe. Nu, trebuie concret aici. Nu, amu, noi lucrăm la concret. Până la urmă, noi avem, mă rog, ca fracțiunea parlamentară, noi am delegat în curte de conturi o doamnă. Și poate mă odinească și poate mă odinească și să verificăm toată activitatea financiară. Super.
super, asta ar fi foarte bine auditul, chiar e bine venit. Eu și era audit la servicii publice. Dați-ne motive și materiale, să avem. Eu am foarte multe pensionere și care au lucrat la primărie, care ne-au dat niște informații. Da, și ești cezat, să-i bafie, nu, acum legat de documente, că eu lucrat am. Și eu documentele pot să le scot ca consilier. Noi am așteptăm răspunsul cu drumul ăsta, cum s-a făcut, pe procedura de dare în exploatare. Și vedem la... Da, la chetrarul care s-a făcut. Și deja mai departe lucrăm. Un număr de contact să-l iau de la domnul Oleg, dacă vin în caz. Da, domnul ei, da? Da, mă duc că vă spun. Da, cu ce să scris, eu dat. Haideți, eu vă dau un bip de pe meu personal, la sala oficiu, decât pe ăsta nou corporativ.